La acest lucru, pentru că am această convingere, am mai spus-o, intrarea României în spațiul Schengen este un aset, este contribuie la consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Las la o parte că România în momentul de față, tot în acest domeniu, este unul dintre cei mai mari contributori la asigurarea capacităților Uniunii Europene de a face față, de a-și consolida frontierele externe. Mă refer, de exemplu, la contribuția României la Frontex, care este a doua după Germania.